Bună seara și bun venit la Somcast, un podcast de a cu oameni mari cu Raul Cheba și Constantin Bojog. Somcast este un podcast cu mai puțin fani decât victime a făcut coronavirus. Cel puțin momentan și cel puțin după datele oficiale. Deci Bine. Sunt mai puțin oameni care ascultă Somcast decât oameni care au murit de coronavirus. Deci vă puteți simți speciali, dragi ascultători. Dragi câțiva ascultători. Bună seara și bun venit la episodul 15 din Somcast. Vă invităm să ne dați subscribe, follow, share, dați un story de rar de pe Spotify, comentarii pe YouTube și să intrați, bineînțeles, pe grupul oficial de Facebook. Somcast. Și vă mulțumim foarte mult și pentru memele făcute Mema, e, mema, e una mema. E o memă pe o care au făcut Dar mulțumim foarte mult mulțumim pentru. Mulțumim mult de tot pentru această singură memă. Un podcast uh, Somcast care va avea primul sezon 666 de episoade, și apoi sezonul 2 vom vedea atunci. Da. Dar primul sezon va avea 666, deci mai avem 641 de episoade de înregistrat. Așa că puneți-vă centurile de siguranță, puteți să vi le dați jos, că mai urmează încă 641 de episoade până se termină sezonul. Um, episodul 15 din Somcast este sponsorizat de Lifturi. Te duc în sus și în jos. Este, liftul e ca viața, el te suie, dar și te, te și coboară. Și exact ca și viața, sau nu, ca femeia. Este, liftul este ca femeia, ea te suie, ea te și coboară și exact ca și femeia, intri din când în când în ea. Mi se pare e. că cei de la lifturi au pus mână de la mână și au, au dat bani pentru acest segment de sponsorizare tocmai pentru că li se pare că oamenii nu mai apreciază lifturile. Au devenit comune în viața de zi cu zi, da. și te duce în lift, nici nu mai zice. Înainte era, știi, când vorbea de stai că intru în lift. Acum nu mai zice nimeni. Da. Și deci în înainte intrai în lift și ți se părea o minune a lumii. Exact. Când intrai în lift nu puteai să nu faci. O, ce și mișto o lift. Uau, Incredibil. Apropo de asta, Mulțumim lifturi, dar știi visul ăla în care, adică ți mai visat vreodată să fii într-un lift care merge cu super viteză, de te ridici pur și simplu de la pământ? Da. Este impresionantă starea fizică pe care o ai în, în, în astfel de vis, mi se pare mișto. Mă, mă, mă Mi se pare, știi că acum e un fel de mic scandal despre liftier și dacă ar trebui să mai existe meseria de liftier. Dar eu cred că totuși ar trebui, pentru că lifturile merită și ei să fie atinse de o anumită persoană specială. Să aibă pe cineva cu care să împartă. Că așa, tot felul de străini își pun degetele jigoase pe butoanele lor. Da, adică pur și simplu e obiectificarea liftului. Așa e. Când, de fapt, liftul este o ființă vie care intră în comuniune cu ființa umană, cu liftierul și au o înțelegere. Mm. Sunt... E exact cum este șoferul de autobuz. Sunt liftieri care de simt nici, verdele la semafor. Exact, liftieri care nici nu mai trebuie să apase, apese butonul. Pur și simplu da. se gândește și liftul aia că știu că vrei la șase. Da. da. Și da. plus că sunt de multe ori când sunt oameni care ei vor să ajungă la șase, dar treaba lor e la 5. Ei se duc cu intenția lor să nu că trebuie să merg la șase. Și liftul știe împreună cu mai Nu te duci la șase. Nu duci tu la șase când tu la cinci ai treabă. Și dacă te-ai lăsat ca om purtat de lift și de destin până la urmă, că despre asta e vorba, și ai intrat la 5, viața ta ar merge pe o cale. pe calea ta până la urmă, pe calea pe, pentru care te-ai născut. Dar nu, tu insisti să mergi la 6, că acolo e treaba. Nu la 5 e treaba, nu la 6. La 5, ascultă liftul și mergi unde te duce el lifturi, sponsor oficial al Somcas 15. Și apropo, vreau și eu să se facă un lift de bloc care să Simtă greutatea mea mai mică și să nu mai fiu chemat la etajul 10 și 8 de către... Să o facă... Oh. Da, da, aș... Oh. E sentiment foarte neplăcut să fii în lift, așa, să dai la parter și să te cheme cine, cineva vai, la 10. Vai. Oribil. This este M-am simțit ca atunci când mă duceam în club și mi-au zis să, să le dau buletinul. Eu având 23 de ani. Urât. Pai, ce umilitor. Umilitor. Uh, Lifturi. În uh, acest episod îl înregistrăm într-un loc în care trebuie să fim foarte delicati. Suntem călare pe doi bivoli și suntem într-un magazin de porcelanuri. Da. Și trebuie să avem grijă cu acest doi bivoli să nu îi bruscăm. Uh, pe bivolul meu îl cheamă Alfonso. Pe, pe bivol... bivolul meu îl cheamă Belfonso și sunt bivoli siamezi. Sunt, au, sunt legați în coarne. Este un caz destul de lejer. de. Da. Frați bizon siamezi, ideea este că ar fi putut să fie separați, dar uh, au zis să păstreze așa legați în coarne, că apar mă tot special. timpul, par tot timpul în luptă, par tot timpul că sunt în, în uh, conflict. Și trebuie să nu fie luptă pentru că o să dărmăm toate porțelanurile astea scumpe pe care de asta le -a trebuie ar... să. Ia uzi, ia uzi. Oh, Ce frumos că da. Da. porțelan de Veneția. Hmm. Da. Și uh... ca să stăm lejer pe, pe bizon, uh, am și venit uh, îmbrăcați special pentru treaba asta. Suntem uh, în costum de bureți amândoi. Avem, da. uh, Suntem plini de bureți de pădure. Suntem îmbrăcați în ciuperci, în bureți. Da, eu mi-am pus un șampinion mic aici între picioare. Da, eu am un shiitake. Da. Și... În rest suntem... Și uh... uite ce mână târcă ai pe tine. Da. Iar tu niște și meji ca... N-ai prea mai făcut sex în ultima perioadă, Aaaa. la cum să văd și meji ăștia pe tine. <laughs> 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 Hai să nu enervăm bivoli ăștia. Da. A, bivol, nu-s bizon. Bizon sau bivol? <laughs> bivol? Bivol. Alfonso și Belfonso. Da. Uh -huh. stați cu minți, băieți. Bun. Hai, vrei să lăsăm o pauză de câteva secunde să ne dumerim pe oameni, să, vă, să se întrebe pentru câteva secunde dacă se mai continuă sau nu podcastul ăsta? Hai să vedem mm -hmm. cât putem tăcea. Ce vorbește mă să-i curva să <laughs> da că o să fie foarte amuzant Când noi aici în magazin de porțelanuri Chiar am tăcut aproape două minute Dar prin magia editării s-a, n-a fost nicio pauză. A fost o pauză de secundă nu, Asta ți-a auzit da, voi acasă am, uh, da. da Și uh, nu o să înțelegeți nimic asta, asta e, oricât de Minunat ar fi felul în care descriem noi Dacă nu sunteți aici Sunteți degeaba da. Oamenii sunt degeaba, nu? Bun, dar cu acest gând de oameni de ceapa, vreau să-ți imaginezi o seară romantică între doi îndrăgostiți, da? El și o ea. Um, cum au ajuns acasă? El, și își fac... De ce și o ia el? El și o ia. Bă, ce a fost asta, mă? Oh, adică... El și o ia. Cam așa se întâmplă la fiecare întâlnire, dacă îmi permiteți. Acest el și ea sunt căsătoriți de mult timp și își fac rutina de seară doar că ei sunt un cuplu de notari. Da. Mai nimerit perfect pe subiect, vreau să zic da. că nu, dar voi încerca. Știu foarte puține lucruri despre nota notarism. Ei, ei notari pentru ei birocrația e foarte importantă, pentru ei tot, absolut tot ce vor face în această seară înainte să ce trebuie să fie autentificat, notariat, înregistrat Am și interes. pus la punct. Ah, ce bine era dacă aveam niște termeni dintre ăștia notariali. Era perfect. Deci, avem o seară romantică cu Niel el și o ea. să fie o seară obișnuită. O seară obișnuită, o seară obișnuită. Romantică. obișnuită. Da, poate sunt acasă că... sau sunt în da, oraș? Sunt acasă, tocmai uh, uh, se pregăteau să pună cina. Și după Am aia, aia să strângă cina și să se bage în pat. Am înțeles. Iubita mea, mai uh, ai treabă? Te aștept în bucătărie, că tocmai ce am finalizat... Uh, cina. Da. Bine. Vin... Uh, vin acum, că imediat, că trebuie să ștampilez aici uh, așternuturile și să le, să le legalizez pe pad. Am, am, decis că voi schimba așternuturile și voi pune altele pe pat. Bine. Hai că vin și eu totuși ca să fiu martor la, la schimbarea așternuturilor, să fiu și eu prezent aici. Hai că vin. Vii după aceea la, la cină? Hai că vin. Mersi. Da, acum soarta intervine și schimbă cursul acestei povești. Mama ce bine! Pentru că se vedea că nu duce nicăieri. Și domnul notar. Moare. Nu moare. Cum îl cheamă pe domnul notar? Să Domnul notar Să este sunat de la CIA, Confederația Internațională a CIAN, a autorilor de notari. Așa. Pentru că este o urgență notarială în America și trebuie în acest moment să plece să rezolve acea urgență notarială. Așa că își face imediat un bagaj, ajunge la autopeni în două secunde, se suie în avion, avionul totul cu, circulă foarte bine, dumă că deasupra Pacificului, deși nu știm de ce merge deasupra Pacificului dacă merge în America, se întâmplă un accident. Înțeleg. avionul se prăbușește și toată lumea moare și domnul uh, Săvulescu. Săvulescu este singurul supraviețuitor pe o insulă pustie. Uh -huh. Acum trebuie să se descurce și să trăiască, să supraviețuiască cu skill lui notariale și cu alte skilluri pe care le-a văzut în filmul ăla cu Tom Hanks în care da. face același lucru. Pai cum prima... procedează? Domnul cum Săvulescu? procedează? Prima dată găsește un cutia neagră și în, în cutia neagră avionului și în rămășițele avionului de pe insulă găsește niște bagaje. Asta e super tare. Găsește niște bagaje de la niște... Deci era un cutia neagră. Uh, și, nu, habar n-am. Okay. Că pe lângă notariat <laughs> chestii notariale, mă pricep foarte puțin și la chestii aviatice. Okay. <laughs> Dar în fine, găsește un bagaj, un, un, ge un geamantan, o valiză în care deschide valiza și cineva care mergea în America a, a transportat 100 de cutii de suc. Deci okay. i-a rezolvat partea cu... Cum a intrat cu lichide în avion astea? Da, era un bagaj de cală. Ce Bagaj suc? de cală. freș. Era okay. un tip care îi ducea la un român din America, îi ducea fruity fresh, că el nu... El era obișnuit cu frutii fresh și nu se mai găsea frutii fresh în America da, da, da. și îi ducea frutii fresh. Deci problema cu sucuri, sucurile pentru câteva zile era rezolvată pentru unul Săvulescu. După care a mai venit un bagaj, tot așa după câteva zile, când l-a desfăcut, erau acolo batoane de astea, erau batoane energizante cu proteine, fibrobar, wow. tot așa, cineva Ce norocos. Ce norocos. foarte norocos domnul Săvulescu. Că cineva tot așa a să ducă o grămadă de batoane fibrobar cu proteine uh, la, în America. Și de rezolvată și hrana pentru câteva zile cât stătea acolo cu fibrobarul respectiv. Bun, dar acum are nevoie de foc? sau? <coughs> a -a nu, nu are nevoie de foc, pentru că am mai găsit o valiză în care erau foarte multe... Flăcări. Nu erau flăcări, erau brichete și de încărcat cu gaz. Aha. Deci și, era... dar din păcate era ude pentru da, că dar le-a lăsat le la uscat și, și au explodat. Nu, n-a explodat. Nu, nu de la soare n-a explodat. Nu, nu, nu. A rezolvat și cu focul după aceea. Uh -huh, uh -huh. După aceea mai venit o valiză cu niște plăci mari de rigips. <laughs> plăci mari de rigiț, și cu un fel de pumn nisip și cu, cu ciment. Aha. Și și-a făcut fundație pentru o mică căsu -că, căsuță acolo, pe care și-a făcut-o, deși a rezolvat treaba de... și a rezolvat hrana, locuința, focul, dar acum problema lui e că e singur. Da, singur, dar după aceea a mai venit o valiză și în valiza respectivă era o femeie tăiată, că era cineva oh, care transporta oh. o, un chinez îl transporta în America. Da, iată, ca să-l verifice de la CIA că era o, o persoană importantă, o, o persoană... o persoană... un diplomat de tip femeie. Așa. <laughs> <laughs> și, și a deschis diplomatul și nu știu cum s-a întâmplat de la apa Pacificului, că... Au, na, s-au umflat, umflat părțile ale corpului, dar a prins viață după aceea. No, și tăi. acum pe insula Păstiu era el... Această femeie diplomată chinezoaică, uh -huh. ca să suc fibrobar foc. Și, dar, după aia, problema era că. Au mai venit niște valize, vreo două, trei uh. valize cu copii. Nu. Deci erau Problema era o copii de 6 ani, 4 ani și 3 ani, niște animale sălbatice care amenințau integritatea casei și a familiei pe care și a făcut-o domnul Savulescu acum. Da. Niște bestii care nu pot fi bătute cu brichete și foarte o, adevărat, dar, dar ce iarăși ce nu știi tu este că a mai venit o valiză cu manuale. O, oh, dar câte valize erau. Erau foarte genit, multe, da. ta, te dai seama, cu un avion un Airbus dintre da, da, 380. Da, da, între timp până când așa refluxul a luat avionul de toți și au dispărut avioane și mai era ultima valiză în care ultima valiză era cum să te descurci pe insula Postie, cartea manual de cum să te descurci pe insula Postie, cum să domesticești toate animalele sălbatice și cum să o cultivi mai ales când zona când se retrage cu refluxul marea, Dar să când cultigi... se vadă, când deschide cărțile, cărțile erau de fapt niște audiobucuri. Și erau pe CD și nu avea niciun laptop cu care să le... Asta e chestia la care se precepea el foarte bine. Pe lângă chestii notariale, Așa. care le știa foarte bine la perfecție, știa să facă din căcat CD player. <laughs> 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 și a făcut caca odată și mai a făcut CD player. A ascultat CD-urile alea. și a domestici toate animalele. De pe insula respectivă sunt tot felul de tigri domestici, tot felul de animale domesticite de către această familie. Foarte mișto, formată dintr-un notar, domnul Săvulescu și doamna chinezoaică Hongqing, Ling Hongqi, Li, și au trăit chiar foarte mulți, mulți ani au trăit. Adică în sănătate, insula respectivă le oferea tot ce aveau necesar. acolo și-au făcut o mică mini, mini, familie. Și au trăit fericiți, au până, trăit la... până la dânși bătrâneți, într-adevăr. A fost o perioadă destul de nasoală când au făcut, au făcut 10 copii, 6 băieți și 4 fete. Și după ce -a au rămas trebuit... fără batoane proteice și suc. Nu, că după aceea au început să-și facă singuri de mâncare. Partea nasoală este că au trebuit să se, să se... Na, împreuneze între ei. Și Șase băieți cu patru a. fete, frați fiind, îți dai seama ce a ieșit acolo. Da. Da. Și așa au zis la, la insula respectivă vasului. <laughs> Pentru că domnul că era din, din vasului. Și era doar de casă. Și era doar de casă, dar... Și doamna Săvălescu a rămas acasă și tampile în cearșafule. Da. Bun. Cu alt, cu, alt notar, cu dita mai ștampila. Mult mai mare ștampila. Asta a fost, văzut, mă, pentru asta, pentru asta ați ascultat până acum. Bun. Um, știi ce am făcut eu recent, Costel? Am fost la Ierusalim. Și acolo mi-e... Tărâmul e... sfânt. Tărâmul sfânt, da, știi? Și mi s-a părut că e efectiv un uh, bazar imens între care sunt cele mai sfinte lucruri ale iudaismul, ale creștinismului, ale uh, al treia, a treia cel mai sfânt loc pentru musulmani. Uh, și... Știi că sunt, Acolo a fost un loc unde s-au bătut foarte mulți oameni pentru, pentru religie. Au fost uh, jihaduri, au fost cuciade, au fost uh, războaie sfinte de tot felul și mă gândesc dacă istoria ar fi luat o turnură diferită și poate cum ar fi arătat dacă tu ai fi un cruciat ateu care te-ai dus într-o cruciată atee la Ierusalim să implementezi voia nedomnului. Cum crezi că ai fi primit? Păi stai puțin, că ateu voia nedomnului ăsta e mai mult sat satanist. Voia, nu, scuze, voia haosului științei, nu știu, voia ideea este că te duci să faci o cruciadă ca să nu mai creadă oamenii în Dumnezeu sau Buda sau Allah sau Iahve sau Bine. deci ești un cruciat pe la 1100 și ceva mai ai venit pe o navă și ești sub semnul in hoc signo vinces da Adică ce înseamnă asta? În Prin acest zic. semn vom învinge, doar că semnul despre care era vorba era crucea, dar al semnul tău este... Uite, care e semnul tău de cruciat Semnul tateu? meu de cruciata tău este zero. Zero? Da. Ok. Ovalul. Ovalul. Da. Ok. Oameni bune, adunați-vă în jurul meu și ascultați-mă. Shalom. Ok, ce ai zis tu acolo. Ascultați-mă un pic. Nu are niciun sens ceea ce faceți voi aici. Credeți-mă pe mine. Suntem, noi suntem propria, proprii noștri creatori. Înțelegeți ce zic? Păi cum nu are? Uite aici a fost Iisus răstignit în această biserică. Da, și aici foarte mormântul... frumos. Este minunat. Hai să... Hai să depășim acest moment. Hai să, hai să. Ok, am înțeles, foarte frumos, hai să mergem mai departe. Hai să. Cum să trecem mai departe, măi, domnule Cruciat. Ateu. Cum, ateu, cum să mergem? Uitați, avem de aici Zidul Plângerii, cel mai sfânt loc pentru uh, evrei. Aici avem Biserica lui Isus, cel mai sfânt loc pentru, pentru creștini. Da, și... hai să lăsăm lucrurile astea așa cum sunt ele și să nu mai să plecăm de aici. Hai să, hai să o luăm de la, de la zero. Ăsta e semnul nostru, Bine zero. Am făcut toată viața, am trăit numai pentru numele Domnului. Păi da, foarte frumos până acum ați făcut asta, dar haideți, îmbrățișați pe zero și hai să luăm viața de la zero. Ce am înțeles din toată treaba asta? Că suntem... Deci uh, tu ești păgâni și zici că Dumnezeu nu există? Da. Păi cum poți să zici așa? Uite aici ce minunăție a făcut în acest oraș. Da, asta este, asta este uh, consecința uh, evoluției acestei pământ, acestei... <rug> <rug> Domnul! Dom cer, cer mi de scuze! Nu știu de ce... Nici ca notar nu... Am. <rug> Nici ca notar nu am priceput. Nici ca ateu. Nu pot să fiu nimic în acest episod. 15. Este un episod blestemat. Of. A, bine. Vrei, vrei să mai încerci o ultimă chestie? Hai care să mai, să... Hai, poate asta. Poate asta o să iasă. Cum ar fi... Cruciata teu. Să fii mâncător de vise. Oh. Deci tu... <laughs> Fii Mâncători de vise. Tu ești o creatură dintre asta care poate să zboare prin casele mm. oamenilor toate da. când dorm și da. să le mănânci visele și ai și tu niște gusturi. Îți plac anumite vise. Ok, hai oh. să vedem unde duci asta. Eu uh, mănânc vise, îmi place foarte mult nu să Mai trebuie să zici și asta, că am zis să am stabilit asta. Da, am zis să <laughs> Nu tăia el, nu-și la <laughs> a, a, am Sunt printre ultimii care din generația de mâncători de vise care mai există. Nu prea mai există. Am avut ultimul frate pe care l-am avut. Am fost doi, mai, mai eram doi mâncători de vise, dar am murit. Uh -huh. S-a necat cu un coșmar. Da, era ceva foarte grav, era un coșmar erotic, o ceva bolnav oricum Și l am mâncat cu lăcomie și s-a necat și n-am fost acolo prezent lângă el să-l ajut să scoată coșmarul înapoi Dar asta este, eu am rămas ultimul mâncător de vise Mie îmi place să mănânc, sunt un gurmand de vise. Prefer uh, visele de asta de mult. Știi cum îți dai seama că am trecut eu pe acolo și ți-am mâncat visul? Nu-ți mai aduce aminte a doua zi dimineață ce ai visat. Aaaa, de asta de nu asta și aduc ai, aminte când oamenii. Visul, da. Pentru că ți-am mâncat visul și multe sunt interesante, multe sunt visori cu premoniții. Zici ce, ce ai mâncat așa mai bun recent? Așa, îmi, uh, plac foarte plăcere. mult, uh, îmi plac foarte mult visele uh, din astea cu dezastre. Îmi plac cu catastrofe naturale, îmi plac foarte nu mult. Nu-ți pică greu? Nu, îmi plac, astea le mănânc dimineața. Dimineața îmi place foarte mult să mănânc astea pentru că sunt consistente. asta sunt genul de vis care dacă îl mănânci odată până la ora două după amiaza nu-ți mai trebuie. Mai place să mănânc vise în care, cu certuri, da. Oameni care să ceartă chestii pe care le iau cu ei în Dar subconștient. Dar place numai vise negative de astea? Păi astea sunt cele mai hrănitoare, vreau A -a. să spun. Da, păi astea sunt cele mai hrănitoare, căci oamenii nu vor să-și aducă aminte genul ăsta de vis. Oamenii simt greutatea, grăsimea, cum ar zice ei, știi? Grăsimea, o s -s sâla acestui vis. După ce visezi că te cerți, adică duci starea nasoală de la o ceartă într-un vis... A doua zi când te trezești Te ai o stare neplăcută ca om Dar eu mâncând visul acela Și tu Și tu ca om să-l uiți Este o bucurie maximă Este cel mai Cum să spun Este cel mai hrănitor și sănătos vis E, Așa. e, asta e motivul? E mâncat visele lui Florin Piersic? De asta suni ca Florin Piersic? Da, da, mult. Bă, visează mult omul acela și am, am, mâncat multe vise de la Florin Piersic și am preluat de la el, bă, ce o Am preluat de la el felul de a vorbi, mă, că visează mult, bă, mult visează, bă, și vorbește mult și în vis. Florin Piersic vorbește atât de mult încât de aia nu mai vorbește Florinel Piersic. <sus> Uite, hai să fugim prin casele unor oameni și uite, am ajuns aici în, în acest apartament din, ah. uh, din Grivița, unde aici, în, în pătuțul ăsta, doarme un, uh, un băiat Mihai, da. care are 15 ani, are coșuri pe față. Mm -hmm. uh, gustă un pic visul și spunem, ce ce visează. Mm cum așteptam, este un vis umed uh. și cu tot cu finalizare, dacă îmi dai voie să spun. Este o visează pe colega lui cu un an mai mare de la liceu, Adriana. Este o colegă brunetă cu ochelari și cu foarte, un fund foarte bombat. Bă, Uite de la el cum visează Ideea este că nu prea știe Ce se n dat încă de pornografie Și nu prea știe Dacă poți observa în visul lui Nu se întâmplă neapărat actul este... Ci pur și simplu e ca un îmbrățișare Așa în care se mișcă <coughs> Corpul Dar nu o să-i las plăcerea <coughs> Să finalizeze Așa că o să iau visul și o să-l <coughs> <coughs> Amin, amin, ce ce gust te poți spune că a avut acest mm. Un gust sărat. De sărat. Un gust sărat. Un, ca și cum aș fi mâncat niște covrigei de buzău. Dacă îmi permiți, aș putea să fac această analogie cu, care, cu hrana voastră. Uite, aici stai, îmi place. Stai, 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 stai. Hai că plecăm în altă parte. Mm -hmm, Uite, mm -hmm. acum am zburat. Suntem într-o casă din comuna Periș. Da. Am intrat într-o casă de țară unde... Într-un pat, doarme doamna Niculina. Niculina, da, 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 da. În care așa pe undeva, pe la 45-50 de ani, lucrează la prozarul din sat și văd că îi doarme, dar ce visează? Uite, dacă poți observa după mișcările picioarelor ei, care sunt neastâmpărate, are jocul ăsta de picioare, deci doarme un pic cam agitat. Dacă poți să o bagă un pic capul în norul ăsta care se cheamă visul ei. Și ia uite-o pe un cal în timp ce călărește pe vârful unui munte Vrea, asta voia de când era mică, îi plăcea foarte mult să călătorească, să meargă în munți Ar fi vrut să fie scriitoare, dar iată-o iat lucrând la prozar ăsta e visul ei, este un vis recurent Că de trei ori pe săptămână visează cum ia calul ăsta Se duce pe munte și își face un jurnal de bord și ia notițe <laughs> aștept să mai viseze asta acum, că ce-l mănânc eu! Wow, oleu, pare că nu ți-a picat bine nu e bun, sau ce? <gâng> Visele astea care sunt așa Îmi pică un pic cam greu Dar mă bucur de fiecare dată când le mănânc Hai să mai zburăm puțin Ia uite, am ajuns Undeva în primăverii Într-o vilă nou construită Și cine doarme aici E chiar Dorian Popa <gâng> Da nici nu știu ce să fac cu visul ăsta, pentru că este un vis foarte întunecat și cenușiu. Este un coșmar. Este vorba despre copilăria nefericită a lui Dorian Popa. Uite de aici cum tatălui îl pleznește peste fundulețul lui Cărnos și îl trage în același timp de păr. <gântări> <gântări> Știi ceva? Visul ăsta nu o să-l mai mănânc. Ha! mi domnule de vise, chiar sincer, am aflat foarte multe despre... Vreți, vreți să-mi gustați și mie un pic visul, vă rog? Hmm. Păi ar trebui atunci să adormi. Păi, atunci o să fac chestia asta. Aha, a adormit. Ia să-mi bag capul în visul lui. Visează că ajunge la România au talent. <laughs> Și că pentru asta se va îmbrăca în femei. <laughs> nu vreau să mănânc așa ceva, nu mulțumesc, nu vreau. Ți-l păstrezi <laughs> Asta nu e visul meu, e visul tău. Uite, hai că da. mă pare că ne-am redesat. Hai să mai facem o ceva ce nu prea mai făcut, de vreo două, trei episoade și... O rundă de căscaturi. O rundă de căscaturi. Da. Acesta este un căscat care e căscatul pe timp de iarnă, când ai nasul înfundat și, și tușești în același timp și în timp ce caști, îți vin muci în gură. <sus> ah. 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 Efectiv am simțit acel gust amarui, așa Da, verzui Amărui verzui Am căscatul mut și plâns În care, uite, poți să mă vezi Eu casc, dar casc cu lacrimi Da, da Puh, E mai mult de dor. Asta a fost căscatul lung Căscatul lung. De fapt, este căscatul lung și căscatul exagerat de lung. Yes, auzim este căscatul. Asta. că noastre. Acesta da. a fost episodul 15 din Somcast și... dacă n-ați adormit până acum. ne pare rău. Noapte bună.